În 90 am plecat, lucram într-o echipă de geologi de electrometrie. Din 85 lucram, cred, cu echipa de geologi. Și în iarnă geologii stau acasă, adică jucam IAMS la... Iarna se juca IAMS la Institutul de Geofizică și IPGG se numea, Institutul de Proiectări, Geofizică și Geologie, ceva de genul ăsta. Și ne plimbam pe străzi, în jur de 20 și ceva, ne plimbam pe străzi. Eu personal mă plimbam, eram pe Ștefănești, unde căutam carul meu 10, Euglena Verde, așa se spunea când era cu minte, și ciuma verde a șoselei când era mașina proastă, să fie reparată, avea o problemă cu o roată. Și eram la Ștefănești, dacă nu mă înșel, prin niște prieteni, stăteam acasă la țară undeva, pe un deal, mi-aduc aminte. Plecasem cu o zi înainte, din București, deci pe 21, neavând habar de ce se întâmplă, auzi niște mici zvonuri despre Revoluția, dar nu e vorba despre Revoluție, dar dacă tot am ajuns, spun, da. Niște mici zvonuri despre ce s-ar întâmpla la Timișoara, în care n-am crezut. Cred că singurul semn de îndoială a fost cu o zi înainte a pleca sau cu două zile înainte a pleca, la coada lui Mihai, mi-aduc aminte, la statuia lui Mihai Viteazu. Am văzut doi bătrâni la vreo 70 de ani cu niște decorații vechi pe piept și mi-am spus, ăștia chiar fac ceva, adică ăștia chiar merg, își asumă chestia aceasta, chiar o fi ceva sau așa mai departe. În fine, am plecat liniștit ca un burjoa din timpul socialismului să mă duc să-mi repar mașina și noaptea de dinainte, noi stând la un mic grătar, care era frumoasă vremea, în curte, am auzit într-o altă curte Europa Liberă, eu nu ascultam Europa Liberă decât pe vremea Metronomului cu Cornel Chiriac, n-aveam încredere în ei, cer scuze post-mortem lui Monica Lovinescu, despre care n-aveam o părere foarte bună, și o consideram cu adevărat Radio Șanț, și am ascultat, am auzit Europa Liberă, unde ne-am apropiat, era destul de ciudat să auzi într-o curte, deci tare, e adevărat, repet, un fel de sat acolo, cred că era chiar în Ștefănești. Și la Europa Liberă se auzeau împușcături, chestii așa, spuneau cu voce agitată ce se întâmplă în București, m-am dus urgent, am dat telefon acasă, chiar cred că am dat de la un telefon din ăla cu roată de undeva de acolo, era 10 noaptea, 9, era întuneric în orice caz, nu știu cât putea să fie. Ai mei m-au liniștit, mințând clasic ca părinții copiii, deși eu nu mai eram copil la 34 de ani cât aveam atunci, că nu-i nimic în București și că nu-i nimic, pentru care mi-am spus din nou, făi cu minte Europa Liberă, lucru pe care l-am transmis și celor cu care am acolo. M-am culcat, dimineața m-am dus la serviciu și pe la ora 1, în jur de ora 1, puțin înainte, puțin după, mi-aduc aminte că în timp ce fumam afară, că n-aveai voie să stai în serviciu, a trecut un tip care urla, au luat televiziunea. Și știu că în momentul ăla am avut tot de clicul, cu ce auzisem cu prietenul care m-am contrazis, etc. Am fugit, l-am prins, pe omul ăla care a fugit și mai îngrozit, că un tip cu barbă mare și cu păr lung aleargă după el, dar m-a șerat, l-am prins, cred că am luat de gât ce se întâmplă, mi-a zis, uite-te la televizor, m-am dus la o casă, am bătut până mi-au deschis, m-au lăsat și am intrat la televizor și am văzut una dintre primele ieșiri ale lui Dinescu cu Caramitru, cu am câștigat, etc. Am pus, mi-au dat mașina jos de pe cric, i-au pus o rata la loc, și am plecat spre București. Asta făceam în 90. Spune-ne cum ai ajuns în piață atunci, în piața, în zilele când au venit minerii. Ah, când au venit minerii. Când au venit minerii, nu știu în ce măsură sunt și suprapuneri, un puști, în sensul că era mai, cu 12 ani mai tânăr decât mine, tu, din rămas prieten foarte bun și acum, avea concert, dacă nu mă înșel, la Țăndărică, și m-am dus la concertul lui, sau la repetiția de la concertul lui, după, asta era pe 19, nu veniseră încă minerii, nu? Pe... Minerii au venit pe 13. Pe 13, pe 12, pardon, pe 12 iunie, cu o zi înainte. Și am plecat de acolo, după ce am văzut o parte, și am ajuns în piață unde erau... deja de zemăt, nu știu cum se spune în românește, scuzați-mă, erau deja revolte. Cu
cum? Revolte, da. Dacă mă întreb nici istoric, așa, nu mai știu dacă venise deja poliția. Ba da, fusese poliția, parcă care încercase, da. Acolo foarte interesant. Am văzut, du-te vinul ăla de un indignat. Iar trebuie să fac și anamneza. N-am iubit foarte mult piața universității. De vreo două ori am ajuns acolo și una, cred că prima oară când am ajuns acolo așa foarte curios și susceptibil, mi s-a confirmat susceptibilitatea. În fața mea a venit Marian Munteanu, care îi pupa mâna o doamnă cu guler de blană și privea ca pe un sfânt, și Marian Munteanu nu și-a retras mâna indignat sau ceva de genul acesta, și toată atmosfera aceea mi-a argumentat mie că aveam dreptate când am rezerve mari despre piața universității. Prin urmare, de aceea zic, mai mult sau mai puțin întâmplător m-am dus acolo de la Țăndărică. Acolo am avut, uite, acum mi-aduc aminte, prima întâlnire după ani de zile cu Radu Filipescu. Cred că întâlnirea a fost cam așa, eu mă luam cât se poate de drăguț de niște puști care dădeau, vreau să, era un auto, un soi de autobuz care era pe străduța pe care se merge, acum am scris un lapsus, pe care Arcubu, în dreptul intercontinentalului, și doi sau trei copii căutau cu sticlă, cu flacără, să-i dea foc la rezervor. Și eu m-am dus, simțeam că nu e foarte bine să faci scandal, dar m-am dus la ei, băi copii, ce faci, băi, o prostie, o chestie de genul acesta. Pe partea cealaltă, Radu Filipescu, dau cu ochii cu el, același lucru făcea cu grupul de copii în momentul acela. Și ne-am uitat, am și vorbit pentru prima oară după foarte, foarte mult timp și am plecat de acolo destul de triști, cred amândoi, cred că am și făcut câțiva pași împreună, că uite ce dezordine nasoală este. În niciun caz nu mi închipuiam că vin minerii, că vor veni minerii și se va întâmpla, și a doua zi mergeam la dimineață la un prieten care mă vizitam foarte des, stând lângă mine, stea pe Moșilor, și de acolo să plec, că și care mă sfătuia, apropo, era un bun bricolor, tocmai începusem să construim, era deja în iunie, da? Terminasem cu geologia prin aprilie. Începusem să renovăm o căsuță unde prima cafenea a fost începutul privatizării lui Voicu. S-a construit cafeneaua Alvotida, așa am zis, cred, de la Alvorada. Și trebuia să cumpăr, eram însărcinat, în grupul de trei prieteni care ne ocupam de chestia asta, eram însărcinat să aduc comanda, să car cu taxiul gresia pentru bucătărie, ceva de genul acesta. Și cum era atunci, făceai comandă într-o zi, ți-aducea, pe 22 trebuia să mă duc la magazinul Ceramica, cred că se numea, sau nu știu, ca cei de vârsta mea trebuie să știe, chiar dacă nu numele, cel mai important magazin de ceramică, care era practic, cred că pe Calea Victoriei, trecând de 6 martie, actualul Elisabeta, pe dreapta avea 200-300 de metri pe dreapta. Cred că acolo era poziționat. 99%. Dacă greșesc o străduță paralelă sau ceva, dar cred că acolo. Și când am plecat de la prietenul meu, nu era decât nevastă sa acasă, și am stat de vorbă cu ea, când plecam, el tocmai urca cu liftul și mi-a zis, vezi, nu ești în oraș, că e nenorocire, minerii bat lumi, bat oamenii. Eu am râs, am spus, cum o să bată minerii? Minerii sunt mineri, sunt oameni, nu au cum să bată oamenii, minerii. N-are nicio rațiune chestia aceasta, plus că eu și știu mineri, lucrând cu echipa de geologi, am fost în mine de cupru, nu există așa ceva. Oamenii bat, nu? Ungurii bat pe români când românii îi înjură, românii bat pe unguri dacă ungurii înjură, minerii pot să bată pe bucureștieni, dacă bucureștienii înjurau, n-am filozofat pe tema aceasta, dar de aici era absurdul afirmației lui, pe care o consideram o exagerare clară. El fiind de altfel un tip destul de rece și de lucid, dar n-am măsurat chestia asta atunci, și am zâmbit, el a plecat, vezi, ai grijă de tine totuși mai departe, am luat taxiul de jos din Moșilor, mergând voi spre magazinul Ceramica, și undeva la universitate, când am ieșit, nu știu cum veneam, la universitate, când am luat-o la dreapta, practic,
pre-Elizabeta, actualul, da? Era o mare de zeci sau sute de oameni, probabil. Pentru prima oară am avut așa o emoție, pentru că erau cu bâte în mână. Nu se întâmpla ceva cu bâte, dar le țineau în mână și erau așa o mare de oameni îmbrăcați în uniformă de miner, da? Încă n-am realizat că e chiar serios. Probabil că în mintea mea, iar nu mi-aduc aminte, am spus, de aceea a crezut el că bat, că-s cu bâte în mână, da? Că au venit cu bâtele în mână. Nu sesizasem că de fapt a avut loc curățarea sau momentul acela, n-am făcut legătura efectiv cu curățarea pieței universității. De fapt, acum când stau și mă gândesc, când spun, dacă erau acolo poziționați, înseamnă că deja alungaseră locatarii de luni de zile din piața universității. Eram foarte concentrat mai mult pe ceramica aceea și cu curiozitatea pe care o am, ce-i cu ăștia aici. Am făcut la dreapta și apoi la stânga, pe Calea Victoriei, moment în care deja erau rânduri compacte, e destul de îngustă Calea Victoriei, erau rânduri compacte. Cred că succesiunea a fost așa, mi-am retras fața de la geam, stăteam până atunci și mă uitam cu curiozitate la ce se întâmplă, mi-am retras fața de la geam și am ridicat geamul. Moment în care un gen de plutonier major de sărb, ceva de genul acesta, la 45-50 de ani, da, mi-a prins privirea și a strigat o chestie de genul, ce-i cu tine penețist-o-penelist ce ești? Nu-ți place penețist-o-penelist ce ești? Nu eram nici penețist, nici penelist, da, puteam să arăt din punctul lor de vedere, pentru că aveam păr lung și barbă. Toată strigătul lui a transformat într-o fracțiune secundă masa quasi inertă prin care teoretic încercam să trecem ușor ca să facem, să ajungem la magazin sau să facem la dreapta. Nu mi-aduc aminte, nu, că nu trebuia făcut la dreapta. La dreapta urma străduța Eforie, cum i-a spus la un moment dat, nu știu dacă spune acum, da? Unde se află Poliția Capitalei. Deci masa s-a compactat urgent. În fracțiunea secundă următoare, șoferul taxiului a sărit din mașină și a spus, nu știu nimic, n-am nicio vină. În secunda imediat următoare, multe mâini s-au prins de ușa din partea mea, din dreapta, unde stăteam lângă șofer, trăgând de ușa să o deschidă. Atât de mulți au fost, că practic au rupt încuietoarea, care s-a blocat, ceea ce a fost o primă mică șansă a mea. Deci n-au deschis-o și nu m-au scos brut din mașină. Eu mi-am duc aminte că cetățean al epocii foste, clar, reflexul, mi-am scos buletinul din buzunar pe care l-am arătat și în timp ce l-arătam, vezi, doamne, unui grup de neoficiali, da? Milițianul nu mai era acolo, nu l-am mai văzut. Acel milițian nu mai era acolo. Deci declanșase ceva după care nu-l am în raza vizuală. Am scos buletinul, am început să spun că cum mă numesc, repet, to whom it may concern, pentru că nu vorbeam cu cineva. Și în timpul ăsta, prin minte, întreceau ce-ar fi mai bun tactic, să spun, că se fiul ilegalistului Rădescu, tatăl meu a fost membru de partid din legalitate, sau nepotul generalului Rădescu. Și am fost, cred că le-am spus pe amândouă, amestecându-le prin, așa prin gură, pentru că, pe de o parte, era clar o aberație ce se întâmpla. Dacă eram fiul generalului, nepotul generalului, eram burjuiu și clar penețist-o-penelistul, dacă eram fiul ilegalistului, Rădescu, comunistul, da? Nu dădea nimic bine, dar tot, era tot ce am putut să scot în acel moment, nu inteligent, ci pe excitare foarte mare din gură, încercând să mă apăr. Neșansa mea, care s-a transformat în șansă, a fost că în buletin aveam o hârtie de $50. Și în acel moment, cel care a luat buletinul, că unde i-a luat buletinul, da, a strigat, dolari! Post factum, pot să zic că înțeleg atunci că eram dintre cei care au plătiți stipendiați sau care urma să plătesc cu oameni cu cei $50 ca să-l dăm jos pe Iliescu și ca să vindem țara hidrei străine. Acest cuvânt dolar a făcut să se organize un mic cerc, da,
Doi m-au luat de mână și a venit un alt milițian. Deja era o problemă importantă, nu eram un oarecare dat și urma să aibă loc o anchetă, ceva de genul ăsta. E, chestia asta m-a salvat să iau niște picioare în fund sau mai rău, sau niște pumni sau ceva de genul ăsta. Deci doi dintre mineri, care la un moment dat unul a plecat, a rămas numai unul dintre ei cu milițianul, care era un puș de vreo 20 ceva de ani. Cred că nu era sergent, din ce mi-aduc aminte, plutonier major sau sergent, nu mai mult de sergent. M-au dus către poliție, eram oricum la niște zeci de metri. În dreapta erau aliniate, așa zise, femeile de la PACA, pe care le știam din manifestările precedente și care înjurau, scuipau, indignate, din păcate, multe dintre ele sincer, de faptul că există așa reacționari ca noi, nici cum să mă numesc, cum eram considerat de ei. De partea cealaltă erau mineri, nu pot să spun foarte mult ce am văzut, n-am prea văzut pentru că se pun niște ochelari de cal, permanent gândeam ce se va întâmpla, cum ies din situația aceasta. E acolo, mergând spre curtea lor interioară, pe sus pe undeva, era o poartă deschisă, acum nici nu știu, ar trebui să mă uit atent să o identific, că n-am mers pe stradă în jos, senzația mea, ci am mers undeva pe, pornit din trotuar pe sus, da? Pe stângă era clădirea, am auzit niște strigăte și gemete, nu răgete, nu pot spune că am auzit ceva îngrozitor, dar destul de impresionante pentru mine ca să întind ce făceam drumul acolo. Am ajuns undeva, deci pe o distanță de 100 de metri, poate 80-150 de metri, nu știu, într-o zonă mai largă din curte, iar de verificat, așa în mintea mea avea vreo 3-4 metri lățimea, dar într-o zonă mai largă, unde nu mi-aduc aminte de miner, probabil că a plecat între timp, eu eram dus de mână de puștiu milițian și care în momentul ăla stă cu mine și spune, și acum ce fac cu dumneavoastră? Sau ce fac cu tine? Și lămurit el un pic, în timpul ăsta am tot vorbit. Eu cu siguranță i-am spus și de general și de tata, fost major ilegalist, și de cafeneaua pe care o fac, și de ceramică, eu îi fi scos și chitanța cu care mă pregăteam să iau. Deci în permanență am vorbit în timpul ăsta. Și el s-a lămurit că nu eram un periculos acut. În cel mai bun caz eram de altă părere ca el sau ca alții, da? Și m-a întrebat ceva de zi, ce fac acum nevastră? Și m-am uitat în spate, pe unde am trecut, nu prea venea să mă întorc acolo. Și am zis, păi ar trebui să mă scoți sau să mă duceți, nu știu dacă am vorbit cu probleme de politeți, să mă duci înapoi, că nu pot să merg așa. Mai mi-aduc aminte o chestie drăguță, haioasă, dacă vrei. Mie mi-era frică în timpul ăsta, vezi cum ajunge omul să fie total neîncrezător, că dacă el îmi dă drumul și eu am și dolari în buzunar și apoi le face semnul, nu vedeți că are banii la el și că e dintre ăștia așa și el pleacă. Și am scos, nu știu cum, că mi-a dat buletinul și am scos dolarii să-i dau și el făcea, nu am nevoie, eu făcea, păi nu ți-i dau, vin după aceea să iau, dar să nu mă... Da? Deci a fost o chestie de genul ăsta care a refuzat. Nu știu, nu-mi dau seama dacă mi-a trecut prin cap că ar putea fi și o mită. Nu cred, ne fiind obișnuit nici atunci, nici acum cu chestia aceasta, s-ar putea să nu-mi fi trecut prin cap. Deși cine știe în spatele capului, dacă nu mă gândeam, ia 50 și mă ajută. Da, dar nu mi-am conștientizat asta. În orice caz, el a refuzat clar și până la urmă a ajuns la concluzia cu mine că ar trebui să mă scoată de acolo, că altfel nu-i de bine. Și pe drum mi-a venit o idee foarte bună pentru care mă felicit. I-am cerut o țigară și în timp ce mergeam iară prin cercul, prin furcile caudine cu femeile de la PACA în stânga acum și mineri și clădirea în dreapta, el a scos pachet de țigări, mi-a dat o țigară, știu că îmi tremura mâna când mi-am aprins-o. Dar faptul că milițianul mă conducea însemna că era ceva safe. Deci aceleași femei care înjuraseră atunci, acum erau mult mai puțin, nu le-am simțit agresivitatea. Și la capăt, deci la capătul clădirii, cum vizualizez eu acum, unde începe stradă, unde începea trotuarul, m-a lăsat, iar nu mai știu exact dacă totul e foarte bine așezat în memorie, am senzația că chiar vis-a-vis în dreapta, practic acolo unde e acum... Cred că este acum asta acolo, Pizza Hut. În dreapta e o biserică ascunsă între blocuri. Da, e o biserică ascunsă între blocuri și acolo era nu știu ce magazin în loc de Pizza Hut. Și știu că el m-a lăsat acolo, am traversat rapid
spre intrândul acela și erau ori un geam care se reflecta, ori o oglindă care se reflecta. M-am pus într-o nișă și mă uitam discret prin nișa aia să văd dacă trimite pe cineva din spate. Clar că aveam în dreapta biserica, știi? Și chestia asta era așa. Și după 3-4 minute în care am stat acolo să văd dacă trimite pe cineva, n-a trimis pe nimeni, deci săracul era, chiar a fost de bună credință. Și m-am strecurat de acolo și am plecat, ajungând eu să povestesc altora, vedeți în momentul din ieșiți pe stradă, că e cam nasul minerii. Cam asta. Știu că a doua sau a treia zi, nu-mi dau seama, când s-au liniștit un pic, dar foarte rapid, m-am întors, deci nu a treia zi, că a fost 14-15, pe 16 probabil, m-am dus în zona aceea la poliție și am căutat să dau de el. I-am știut atunci că l-am întrebat sau ceva numele de familie, dar am aflat de la unul care știa că fusese detașat pentru zilele acelea, deci n-am pus să dau de el, că am vrut chiar să-i mulțumesc, că zic, bă, e fost tare că m-ai scăpat, mai ales între timp văzutem ce s-a întâmplat de fapt. Că eu până atunci nu știam clar ce se întâmplase cu unele sau altele dintre personajele de acolo. Ai mai ieșit în zilele următoare acolo? Te-ai mai dus în piață? Nu. Deci mi-a rămas și acum am îndoiel despre ce s-a întâmplat în piață în mare parte, deși au trecut foarte mult timp și cred că nu e loc nici de entuziasm pentru ce a fost în piață și nici de urgisire a fost ce a fost în piață. Nu știu, părerile mele acum, dar entuziasm. De ce spui că ai îndoiel? Pentru că manipularea, de care nici nu ne dăm seama cât de puternică poate fi această manipulare, a funcționat atunci, pe de o parte din partea de sus și pe de o parte din celelalte zone, zonele de care teoretic ar fi trebuit să mă simt mai apropiat și eram într-un fel mai apropiat. Încă o dată, imaginea cu acea cucoană de 45 de ani și alții de acolo cu ochii oftalmici aproape, ieșind din în afară și extaziați și aproape transă, pupându-i mâna unui tânăr ca Marian Munteanu, care avea un discurs care de altfel nu mă încânta absolut, în mod absolut. Și de fapt a fost unul dintre primele dăți când am început să nu mă interesez, că eram foarte interesat și așa mă zic, consideram că omul politicus, citeam, mă uitam. Cred că unul dintre primele momente în care chiar nu m-a interesat foarte tare să mai, poate cu siguranță de fapt nu e bine, trebuie să te interesezi atât cât poți, cât îți ai viață în tine. Dar n-am fost foarte atent la discursurile lui, iar discursurile acestea le știu mai degrabă după ce le-am văzut. Când le-au dat pe televizor sau când am avut ocazia să am cunoscuți care le știau, care le văzuseră pe viu. Deci nu mă putea entuziasma o masă de oameni între foarte diverse, începând de la elite intelectuale, nu știam că sunt pe acolo, nu le-am văzut în momentul acela, până la homeless, trecând prin cetățeni oarecare și prin cei care acum se comportă unii la fel la meciurile de fotbal, alții la fel în alte zone de fulare, care își pot găsi de fulare. Cam asta era. Deci n-am ieșit zile următoare, ci din contră m-am ocupat de cafeneaua Alvorada. Da. Crezi că a afectat în vreun fel evenimentul ăsta, hai să zicem, conștiința publică sau societatea românească? Absolut sigur. Asta deja pot să spun că nu sau pot să spun că da, este, nu e nicio afirmație a mea sau altuia, n-are nicio relevanță față de faptul clar că a afectat acele luni și mai ales nu aș spune acele luni de rezistență, cum sunt numite, nu atât acele luni, cât felul în care a fost încheiată evenimentul piața universității. Deci faptul că s-au folosit aceleași mijloace, aproape aceleași mijloace adaptate noi orânduiri, dar de manipulare și de forță, asta a afectat clar de tot, după cum împușcarea lui Ceaușescu în acel mod mișelesc a afectat toate, cum să spun, toate concluziile revoluției. Așa, revoluția a ajuns să se numească așa zisă revoluție din punctul meu de vedere, nu datorită faptul că au fost niște mașinațiuni la un moment dat, SRI-uri, securități, Iliești, da? Și datorită
fapt manipulării din ziua de Crăciun, da, cu uciderea soților Ceaușescu. Deci asta a fost picătura de apă care a dat foc fitilului după mine și a arătat, în sensul că ne-a arătat ce înseamnă minciuna, da, și ce înseamnă manipularea. După ani de zile, câțiva ani de zile, am aflat că între minerii de atunci era și un puști din puști, deci eu l-am cunoscut în 89 exact, da, lângă Alba Iulia la Zlatna, unde aveam echipa, și care avea 19 ani. Deci trebuie să fi fost un puști, atunci avea 20 de ani, da, din Zlatna, băiat foarte ses, citit, miner, dar citit. De fapt, el s-a dus în mină, fiind un puști citit, cu liceul făcut, destul de revoltat, căutat să fugă în străinătate, etc. Și acolo și-a găsit, se pare, cu o familie mai rigidă și destul de semi-nomenclatură, da? La nivelul orașului Zlatna. Și l-a luat parte la mineriadă. Am înțeles, iar cred că nu e falsă amintire, că le-am și văzut odată, ne-am văzut sigur, dar eram în arhitectură atunci, ne-am văzut, când aveam la barul în Institutul Arhitecturii și a venit acolo. Deci mi-a povestit, el nu e la doua mână, că a fost foarte curios să vadă ce se întâmplă și că a avut foarte tare senzația că au dreptate minerii în acel moment. Da. Asta e ce mai pot să zic. Am vrut să spun că deci că nu era un tip abrutizat, că nu fusese în mine foarte mult, nu? La 20 de ani. Și nici rupt total de societate, care Peter a citit, un tip cultivat. La un băiat la 20 de ani cultivat mai mult decât majoritatea, sau decât o mare parte din cum stă acum, nu știu, mi-aduc aminte că i-am cunoscut grupul lui, din cauza că unde stăteam noi la parter, în 89, da, în Zlatna, e un oraș foarte interesant, a trebuit să-l vizitați, da? Zlatan însemna, în primul rând, dimensul coș prin care așa fum 24 de ore în 24 de ore. Și am ascultat Stairway to Heaven la etaj. Tare dat. Și ne-am uitat câțiva din echipa de geologi care ascultam, aveam castofon cu noi, cine ascultă aici? Ne-am dus, am bătut la ușă și era un grup de puști care unii cântau cu chitară, etc. și ascultau muzică din asta. Deci din zona asta de era copilul. La fel cum n-a fost Ceaușescu vinovat, deci s-a întâmplat în România pre-89, nu este Iliescu vinovatul pentru ce s-a întâmplat. Este răspunzătorul în mare parte, pentru că era comandant, nu? Este la originea, probabil, a multora dintre a multor acțiuni manipulatoare, da? Dar împreună cu întreaga, sau aproape întreaga, că atunci era o varză, era un eclectism în conducere, nu? Ai putea spune, cred că era Pleșul ministru al culturii în momentul ăla. Nu. Nu era încă? El făcea parte din CPUN, nu? Da. Deci, cu siguranță, pot să spun cu siguranță cine n-a, că el n-a fost vinovat, da? Dar nu știai în cine să ai încredere, carisma conta în primul rând, mi-a plăcut Iliescu la început. Chestia aia cu Ceaușescu a fost, cu omorirea Ceaușescu a fost aia care m-a depărtat de el, fără să mă apropie de celelalte părți, da? Este clar că, fiind conducătorul statului cu puteri teribil de mari în acel moment, da, are o răspundere foarte mare împreună cu Hrebenciuci sau cine ori mai fi fost, da, pe vremea aceea.